Într-o viață de om, cine umblă cu cărpeli, mai rău se sparge. Dar dumneavoastră nu i-ați făcut plângere la poliție, a făcut plângere la doamne, da. A făcut soția. Da. Cu artist, a scris frumos, a trimis direct, ca să zic, expres solicitarea de plângere, de nemulțumire și doamne, după câteva săptămâni, a trimis, ca să zic, Dumnezeu l-a lovit. L-a lovit cu furia divină și corectarea, ca să zic așa, greșelilor făcute de justiția omenească. Dumnezeu, Dumnezeu te bate când nu ești drept. Mare, da. Te bate și deci, după ce... Dar ce spun ăsta la tribunal când își pune mâna pe Biblie? Și când am spus că am dat prescul, hai, domnul, mi-am luat cu prostii, cu presculele matale, cu acatistii matale. Da, Doamne, zic, e bine, dacă nu ați luat așa, înseamnă că sunteți corect. Sunteți credincioasă, zic. Eugena Irinei și soția sa, Rodica, au fost condamnați de o instanță din Vaslui la câte un an de pușcărie cu suspendare pentru că au tăiat niște crești de salcâm aflate la hotarul dintre gospodăria lor și cea a unui vecin. Sentința a fost dată pentru furt, pentru că cei doi soți au depozitat ramurile în curtea lor. Masa lemnoasă a fost considerată prejudiciu adus vecinului Neculai în valoare totală de 800 de lei. Ați vorbit cu vecinul, spuneți dumneavoastră? Da. Cum? Eram prieten, domnule. Să vă lase să tăiați copaci. Da. Era pe casă, uitați și mă făcut la casă, lăsați de tot. Cum? Ați vorbit cu nu știu, la un pahar de vin, băi vecin, lasă-mă să tai. Nu, și trebuia să-mi vorbit cu el, nu la băutură. Băi, băi, că mi-a stricat sura asta de două ore, grajul ăsta animal de două ore. Băi, tai dacă poți. A, deci copacii vă afectau, ca să zic, această... Erau pe casă și... Coroana ajungea în fața casei acolo, că erau copaci groși, uitați. Bun, deci dumneavoastră ați vorbit cu dânsul ca niște buni vecini, au fost băi vecine... Și acolo la vale sunt copaci, dar s-au acoperit șoatele de... Până la vale au fost copaci, de aici se groși tot. Aha. Băi vecine, da, lasă-mă să tai copacii, uite-vă că mi afectează... Da, grav, animale... Și o să tai, și după ce a tăiat, a venit cu poliția și... Au făcut dosar, și-au făcut ei. Acordul pe care și l-a dat dânsul la tăierea copacilor a fost tot așa, la un pahar de vin. Băi, ieși și tai, eu nu pot să-i tai, că el nici nu avea cum să-i tai, că era într-o proprietăți aici. Eu i-a tăiat și-a stat la mine copii, liniștele așa acolo, la toți. Deci, dumneata ai tăiat vara, nu? Acolo de sus de aici am tăiat, nu am tăiat de jos. Vara, nu? Da, nu era frunză, nu era frunză. Primăvara. Nu mai țin minte când era, dar nu aveau frunze. Am înțeles. Acum 2 ani am tăiat. Deci nu ți-a zis nimic? I-ai tăiat, făcut bucă, ce-ai făcut cu crângile? Vă arăt acolo, grămadă acolo. Nu vine poliția să facă proces verbal de constatarea marfii, nu știu cum. Și așa cum sunt acolo. Crângile, resturile de la copaci. Nu, astea groase, toate. Și crângile sunt acolo, și la dânsul, am dat și la dânsul, și la medic. Ați arătat și poliție. Uitați, domnii poliție. Unde sunt? Proces verbal, ca să-l depărtez masa lemnoasă. Aha. Că să rămâne în custodie la mine, până zice legea, că s-a mie sau lui. A rămas la dumneavoastră în custodie. Hai să mergem acolo, ne mutăm un pic, să mergem acolo. La lemne, cum unde? Da, dumneavoastră. Să se aleagă praful și... Cei patru salcâmi care au fost deposedați de coronamentul bogat se aflau dincolo de gard la aproximativ 50 de centimetri în curtea vecinului Niculae. Crăcile se întindeau de o parte și de alta a gardului. Dar Eugen credea că are dreptul să le taie, mai ales pe cele care îi traversau proprietatea. După ce le-a tăiat, le-a așezat frumos stivă, împreună cu soția sa, care a devenit astfel complice la furt. Dar ideea este, gardul, când a fost făcut, era făcut... Nu eram proprietariu aici. Dar cine era proprietariu? Era altcineva care mi-a vândut mie, era proprietariu. Ah, și erau bătrâni. Și el, având în vedere cum este nimeni aici, a venit cu gardul în jos. Și a zis, hai să mă mut, că nu mai vine nimeni aici. Și el, având în vedere cum voi veni proprietar odată și prieten.
Și eu i-am zis așa odată lui, dacă eram pe cam, băi, de unde mai jos cu 5 metri cu vinile mea și eu, nu știi? Și el a spus, ai, vezi, cum este atât? Păi eu ți-am zis, dar nu eram proprietar eu acolo, ce aveam eu proprietar, era altcineva proprietar. Și o țină constul de mai cine i-a zis așa? Eu i-am zis. Dumneavoastră, da. Deci, dumneavoastră, când nu cumpăraseți, am înțeles, când nu cumpăraseți încă aici, da, da, da. Îl cunoșteați pe domnul, cum îl cheamă? Moise Neculai. Moise Neculai, da. Deci, dumneavoastră, erați prieten cu, cu domnul Moise? Nu-i Moise, el e mort. Niculai? Cuscus-o vine și a venit și zic. Foarte frumos. Nu știe el, omul trebuie acum da. Să mă... Da. Și... Dumneavoastră ați observat că el a intrat... Dar bineînțeles, dacă nu știam cum, adică după așa am spus... Și ce a zis? El îți vezi și... Nu, ce a zis dumneavoastră? Ia să-i zis, vezi, Daniel, vezi ce ai făcut acum? Daniel, vezi ce să mai facem acum? Păi nu faci nimic, că eu nu avem pretenția nimic. Nu mă strâng nici gardul, plătesc nimic impozit și las-mă să-mi tai copa așa de acolo. A, nu, 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 nu. Vreau să vă întreb, din momentul în care dumneavoastră ați observat că nu erați proprietar aici. Da, da, da. Era alt cetățean. Altcineva, da, da. De la care ați cumpărat dumneavoastră. Da, 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 da. Și probabil că ați descoperit că el a mutat gardul cu vreun metru, doi, așa. Mai, nu, da. 5 metri. Sau cu 5 metri. Da. Și l-a mutat pe poziția care este și acum. Da, da, corect. Și dumneavoastră, întâlnindu-vă cu el la un bar de băutură, ce a zis? Da. Păi zic, dar doi de gardul ăsta. Nicolae. Și vedeți ce mai fac acum, dat, eu am știut că vii tu proprietar aici. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Păi, nu i-a zis dumneavoastră să mute gardul și mai încoace? Am glumit, eu nu eram proprietar aici. Păi ați glumit, dar când ați glumit? A, înainte a venit eu aici. Nu erați proprietar. Și v-ați întâlnit cu Nicolae la un bar de mic și a zis, bă, am văzut că ai intrat 5 metri. Bă, puteți să mai intri 5 metri. Bă, puteți să intri tot din partea mea, că nu eram eu proprietar. Omul când a venit a zis, stai unii suprafața mea de teren. Normal, da. Nu spune tot ce știi și nu crede tot ce auzi. Și era un moșneguț care nu stătea nu aici. Nu era chiar moșneguț, așa cu moștenitorii, trăiește și femeia, femeia, că e moștenitoare. De la care ați cumpărat dumneavoastră. Ăsta cu duge acolo, dacă știu, mă prindeam, avea rău să opresc o luăm pe ea. Deci, vă arăt acum, să vedeți cum a făcut gardul acolo și o tați cioasa pe plasa peste cioate. Da, dar vedeți, cred că prima greșeală aici a fost, da. Că a luat el, a profitat de faptul că ăsta era neatent. Da, nu, dar nu aveau nici unul tău, că acolo e hat. Da. Și acum vin la mine și nu a arătat proprietarul. Deci a intrat cu 5 metri și dumneavoastră la cu el la bătă, băi, dar mă puteți din 5 metri, că nu era... Nu era proprietar eu. Dumneavoastră nu era proprietar, era proprietar, dar nimănui. A nimănui. Putea să intre Nicolae, da. Bun, el s-a oprit la 5 metri, nu a intrat 10. A intrat 5 și a trasat gardul aici. Dumneavoastră ați aflat ulterior, ați cumpărat. Am, domnule, am titlul de proprietate. Plătesc impozit pe acest pământ tot, 38 și am numai 33, am cam 38 și 5 slipse. Plătesc impozit. Bă, arată, m-a trimis acolo toate altele. Da, știți care este? O mică problemă este așa. Deci, dumneavoastră, când ați cumpărat de la cetățeanul, cum Cireș, cheamă? Cireș de Caterina. Cireș, de la domnul Cireș, această suprafață, ați cumpărat-o cu acte în regulă, aveți și titlul de proprietate, tot. Și gardul era unde era. De asemenea, știați că, de fapt, el fusese deplasat. Deci, cu alte cuvinte... Eu știam că cum suntem noi amândoi. Am înțeles, numai noi doi. Așa. Și știați de asemenea că, de fapt, proprietatea fusese mai mare a moșului și că ăsta intrase. Da, da, da. Deci, ca să zic așa, nici nu avea nevoie să vă povestească ăla la pileană că i-a zis ăsta. Deci știați, da. Știam, din start știam. Eugena Irinei avea de mult o bănuială că vecinul său, Niculae, s-a întins mai mult decât îl țineau actele peste bătătura sa. A chemat pe cineva de la primărie, a făcut niște măsurători și a aflat că îi lipsesc 500 de metri pătrați. Când a tăiat salcâmii, îl bănuia deja pe vecinul său că și-a mutat gardul încă de pe vremea când Eugen nu cumpărase această proprietate. Dosar penal? Da, dosar penal. De tulburare de posesie, distrugere. Furt calificat. Dar din curte de la mine furt calificat. Da, da, vedeți că se considera că, în vedere gardul așa cum era el trasat când ați cumpărat dumneavoastră proprietatea, așa era gardul, deși harta proprietății și suprafața era mai mare și era posibil, cum spuneți dumneavoastră, ca acei copaci să fie la dumneavoastră în ogradă, dar potrivit, de exemplu, gardul care era făcut
probabil de vechiul proprietar și mutat un pic, cum a zis dumneavoastră. Nu l-a făcut de vechiul proprietar. Sau de când cine? Vechiul proprietar avea niște gardeschine și a făcut. Dar el, cine l-a făcut? El l-a făcut, când a venit aici, când a făcut, mutat aici. El l-a da, făcut. El l-a făcut, când a împăcat niște oameni din sat. Până să cumpărați dumneavoastră. Până, și probabil că instanța sau care a judecat acest caz de... de furt, ziceți, furt noastră, și poliția cum a instrumentat... Păi poliția a spus furt calificat. Poliția a spus. Da, da. Eu am făcut dosar, da, dânsul a plecat treaba. A văzut, de exemplu, că lemnele sunt la dumneavoastră... Păi poliția la mine și m-a făcut o, cum ziceți, cum ziceți, o... proces verbal. Da, de, să stea lemne în custodie la mine și nu le întrăinez. Da. Lăsați pentru azi. Că ele sunt dovezi în, da, da. Pentru instanță ca să se stabilească dacă furtul a avut da. Loc și dacă nu mai veni nimeni. Vinovat. Da. Nu mai veni nimeni. Da. Nu mai veni dumneavoastră cu atât. Nu mai veni nimeni. Să mă întrebe, de ce le trebuie? Iar domnule, dacă e problema, până să ne judecăm. Ei, dă-o lemne, mamă, ia-ți-le. Nu, 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 nu trebuie, nu trebuie. Dumneavoastră ca să vă împăcați. Da, bă, da, 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 doamne, iată-mă, două, trei lemne acolo. Știți, sunt două lucruri care vreau să le lămuresc în legătură cu această situație. Se întreb de ce și soția dumneavoastră a fost nu considerată, nu știu, că a fost părtașă la, la acest... Soția mea nu s-a deplasat de, din curte, deci, din da. Teren, deci. Asta este un aspect și al celălalt doilea aspect este, de exemplu, de, de ce, dacă a stăiat dumneavoastră, a stăiat acești copaci, că va afecta proprietatea da, să, nu, da, să nu distrugă mai da, departe. Ei fiind chiar la, la marginea acestea și se, dăr, se dărâma poiat aceea să nască porcul. Da. A, așa. Bun. Da, de, deci dacă era o, o tăiere de, ca să vă proteseze, de ce nu i-ați dat lui că, astea, lemnele? Păi nu vreau să le mai ia, păi ce-am tăiat. Învața cineva, nu vreau să-l mai ia. Cine taie craca altuia, are nevoie de cvorum. Nu, nu, eu vin poliția, eu stat de vorum, deci o stat de vorum. Dumneavoastră i-a zis să-l ia după ce, deja, după ce deja el vă deduse, la, făcuse, nu, nu, făcuse plângere la poliție. Și poliția i-a zis, domnule, măi, omul vă dă lemnile înapoi și gata, în păcață. Nu, nu, a venit poliția la mișos, nu vreau, a zis că te dă în judecat să faci pușcării. Am înțeles. Deci polițistul a făcut ceea ce știe el foarte bine, da, adică da. Bă, hai ca să încheiem dosarul să terminăm. Da. Hai în păcați-vă și toată lumea e mulțumit. Da, dar problema e că nu mă chema niciodată față în față cu el. Poliția. Poliția. Niciodată. Da. Dar dumneavoastră când a tăiat, uite cum taie, asta ce e, drujbă, cum taie acum cineva. Dacă i-a tăiat, i-ați lăsat de la el în gospodărie. N-aveam cum să las la el, uitați-vă, de-a tăiat la înălțimea este de sus de acolo. La înțeleg de sus de acolo și a căzut în curte la mine, n-avea cum să cadă, cădea, cădea psica să-i hrămă în casă, să-i plătesc casă. A, deci le-a stras cu, cu funia sau cu ce? Copacul era înalt cât, cât cornul ăla mai înalt. Și aha. Era puțin în corona el lansul, erau, e plecat în jos așa. Da. Și toți erau la mine. Și eu i-am tras de acolo, nu m-a sui sus, sus. Am pus-o în luie, cu un cui intră în sat și cu un cârlig. Și am sui în luie, am așa lăsat cârligul, s-am tăiat cu dumneavoastră. Dar ziua în amiază mare. Dimineața, bravo, 8. Da. Jumate nouă, când îmi spuneau, veni să-mi spune că te-ai la 11 noaptea. Băi, om, sunteți nebuni, era frică, îți lua să-i scăp. Da. O trebuie un băie cu căruța pe drum pe aici și a zis, băi, ești mă ajută-le, scăp copii, iar să scăp unul. Să-i fac casa, praf, mă pun să plătesc. Și omul după ce m-a ajutat de la întreasă, că pac la mine acolo în, în, în curte, bă, bă, gata, o plecat, la revedere, băi, o plecat, să se împăduri. Eu l-am curmat cu drujbă, pac, și l-am pus căpat acum. Da. Bun. L-ați spus la dumneavoastră, da, da, dar și putea să le pune și la el. Da, i-am zis, eu te mă înlemne să aici, dacă vine legea și așa să tăle, ia-ți-le. Oricum, dumneavoastră considerați că sunt copacii dumneavoastră. Da, bineînțeles, păi dacă eu am 5 metri în sus de la gardul meu în sus acum și copacii da. La 20 cm de gard acolo, la ora actuală. Unde vin copacii? Nu la mine, proprietatea mea vin. Sigur. Numai că pentru asta era nevoie de o decizie a instanței. Ca dumneavoastră să fiți realmente declarat proprietar, trebuia... Ce mi-a spus mie avocatul? Nu, stai jos, stai jos. Avocatul meu sunt în felul următor, așa, că m-am documentat din tăi, mă scuzați, m-am documentat din tăi. Domnul avocat, cum fac eu? Domnule, fii atent aici. Uite, eu dau acum, ce-mi iau astăzi, dați pe internet, și spune la cu proprietății, cu vecinii, și spune, eu nu știu, nu pot să-mi iau. Și zice, iată că îți dau eu acum, toată la pe internet, și spune, copacul la distanță de proprietate se pune la 2 metri jumate una, și dacă copacul, chiar dacă este în curte la el și îți afectează proprietatea, ai dreptul să-l tai de jos. Deci dumneavoastră când a stăiat, aveați, ca să zic așa, îndăduți avocatul. Sfatul avocatului. Da. Care avocatul zice, stai mă, că nicio nu, problemă. Dar o zis omul, domnule, este lege dată, dacă copacul îți afectează proprietatea, ai voie să-l tai? Îl obligă pe ăla să-l taie. Nu, dacă eu nu vreau să-i tăi, este de bat mereu, cine să-i taie? Îl obligă, deci îl dai în judecată și instanța îl obligă. Nu știu, așa sunt... Dacă el a fost calea mea, bă, du-te să-i tai și cum sunt toți ca... El l-a învățat și ne-a spune și-i tai și nu dă în judecată.
tot la un pahar de vin și nerea a zis, bă, te-a supărat ăsta, că era prietenul tău, te-a supărat acum că ți-a tăiat copacul, stai, bă, liniști, mă, fă plângere la poliție, să vezi tu cum îl bagi în pușcă. Da, da, așa e, să-i lumără. Nu te lăsa pe funii altuia în puț. Și s-a judecat și până la urmă dumneavoastră ați luat o decizie. Da, s-a judecat procesul la copacea lui înaintea mea. La procesul care l-avem, că m-a dat judecat înainte de a da judecat. Și am pierdut procesul ăla cu dumneavoastră. Și m-a pus să plătesc cheltuielile judecate 4 milioane. Și ați plătit? Da, am plătit, da, da. Și la cu, am procesul ăsta, spune să-mi dea pământ înapoi. Și la cheltuielile judecate se spune că am iabe să ne înțelegem. De-a cu ce să mă înțeleg, dacă n-am cu cine mă înțelege. Mm-hmm. Și m-a zis avocatul, domnul Oirin, chiar dacă nu-ți dă toți banii cheltuielile judecate, măcar jumate trebuie să-ți dea banii, că ai câștigat procesul, măta. Mm-hmm. Pentru ăstea 90 de metri pătrați, măta ai câștigat procesul. Mm-hmm. Trebuie să-ți dea. Bă, dar ce spune legea? Că legea spune hotărâri definitivă. Arată eu actul. Deci hotărârea definitivă. Și spune legea obligă pe părâț să se elibereze suprafața de 90 de metri pătrați. Care eu am 500 de metri pătrați, nu 90. Deci pentru că ați pierdut procesul penal, că a fost procesul penal. Da, aici e civil. Da. Asta înseamnă că dumneavoastră și cu soția ați fost condamnat pentru un an sau ce? Cu suspendare. Da. Și trebuie să mergeți cum, două luni la voastră. Să mergeți ca să fii sigur că de fapt n-ați fugit din țară, cum e mod acum, ne pleacă toți. Da, așa este, așa este. Da. Și focul, de exemplu, spuneți că a fost incendiu după ce ați tăiat copaci. Da, după. Și de ce, cine, cum a avut? Incendiu a ars casa vecinului. Da. El a făcut benzină. De ce? Era bat. A vrut să aprinde focul și a aruncat benzină puternică în foc și a explodat și a luat foc. Ah, omul la țară, ca să, când e lene să fie meșter, să dea foc mai fără așa, aruncă cu un pic de benzină ca să ia focul mai ușor. Să ia așa. Da. Numai că el, fiind beat, a pus mai multe benzină, a explodat, ca să zic așa, când a aprins chibritul și a luat foc casa. Eu când am venit de pe câmp, când am cules pe rum, casa lui, slavă Domnului, că dumneavoastră a venit pompieri și s-a stins. Magazie cu lemnul ăsta acolo puțin, eu rămas niște materiale care avem acolo în Ioanț, încolo nu au venit pompieri, când am venit eu era o gada plină și oameni, pompieri, două mașini de pompieri. O fi dat foc casei, s-ar dă șoareci. Mă, măiuțe, să-mi spui așa, cât de mult ai suferit când ai aflat, de exemplu, că te condamnă ăștia pentru un furt care n-ai avut nicio treabă. Da, cel mai greu am aflat, mi-a venit rău așa deodată și nu mai știm ce cu mine. O săptămână zile n-am știut ce cu mine. Da. Pentru nimic am mine, dar eu n-am făcut nimic n-am făcut. Pentru că l-am trus niște crangă din ogrădă. Atât, încolo n-am făcut nimic eu. Dar te-au chemat la poliție să te întrebe, nu te-ai chemat? Da, eu am spus. Zic că e bărbatul meu, tăie trei coroane cu acordul lui și eu am deci trâns... trei coroane de la copaci, da? Și eu am strâns ale și cranga. Le-am pus la un loc să fac curățenie în ogradă. Atât. Da. Încolo n-am făcut nimic, zic. A venit polițistul aici sau a fost dumneavoastră la secție? M-a chemat la secție și m-am dus. Mm-hmm. Și am spus, dar el aici nu a fost odată să spui, domnule, de ce tăie? De ce? O venit la el și le-a dat dreptul și a plecat. O venit două zile, a venit și a uitat. Dar lupte civil la noi, să ne întrebi pe noi. Nu e omul, ce a făcut? Înțelegi, ce a făcut? Nimic. Nu veni și le-a dat drepturile și a plecat. Nu spune tot ce știi și nu crede tot ce auzi. Da. Credeți cumva că a influențat ăsta care Moise? Da. Că a influențat decizia și felul în care s-a alcătuit dosarul, că va transforma pe dumneavoastră din niște oameni cinstiți în... Da, o să te învoți, furtul că am furat. Cum am făcut la 11 noaptea? Dar bărbatul nu vede la 11 noaptea. L-am tăiat ziua mare, la ora 9 dimineața. Dar de ce munică la 11 noaptea? Pe ce mărturii? Nu i-ați întrebat, dar cine... El tăie, că în sala de Revelion de 2015, eu am ieșit pentru mine afară. Era 10 jumătate. Am făcut sarmale, am făcut toată chestia și am pus-o, am ieșit până afară pentru mine. Și când am, zic, intru în casă, zic, Eugen, zic, se aude o drujbă la ora asta. Și când am dat în casă, era ora 11 noaptea. Deci la 11 noaptea ați auzit o drujbă. Da. I-am spus lui, zic, vi se aude o drujbă. Dar el face, îi se aude, și aici era el tăie lemnile, care o tăie copacul, care a rămas copacul tăiet, și o lua la huș.
Deci Moise ăsta, dar a murit acum da, două săptămâni. Da, sau trei da, săptămâni. Da, da, el. El tăia copacii, că da. Am văzut, sunt mai mulți copaci da, tăiați de-a lungul gardului. El i-a tăiat, el i-a dar îi tăiat înainte să-i tai soțul dumneavoastră pe ăștia, să-i taie crengile sau după ce a tăiat crengile soțul? După ce a tăiat crengile, o să pus tai și el. Am înțeles. Ce-o deci, soțul dumneavoastră a tăiat coroanele de la creu. Da. Când i-a dormat șura și cutereața și magazia, și doar cu acordul lui, n-a făcut din capul nostru, și el după asta a venit și a chemat poliția. Dar la noi poliția nu a venit. S-a suit acolo așa, s-a uitat, dar nu a venit să spui, domnule, de ce ați făcut? Înțelegeți-vă, sunteți vecini, nu, nimic, domnule. Cine taie craca altuia, are nevoie de cvorum. Fără îndoială că ați suferit de foarte mult. Da, dar numai așa cu nireoși bolnavă și eu mă gândesc, păi cum, de cum la nică toată, cum la nică toată. Și pentru că ați pierdut încrederea în felul în care justiția și, mă rog, poliția și cu justiția încearcă, de exemplu, să facă dreptate în, așa cum a făcut și v-a transformat pe dumneavoastră da, hoț și pe da, el un băiat cinstit, da, dacă așa, da. Ce ați făcut? Că nu v-ați resemnat și ați mers și v-ați dus la icoană și v-ați plâns. M-am dus, pun în candelă și ard, aprind lumânări și mă închin și mă rog. Și am spus, să dea Dumnezeu cât rău ne-a făcut, atâta să lui să-i facă răul care ne-a făcut și ei. Că eu n-am făcut rău la nimeni. Eu nu m-am așteptat cu nimeni, noi nu zicem, nu e treaba noastră, mușim amândoi, nu știm la nimeni, nici nu așteptăm cu oamenii. Moise ăsta de-a murit acum două săptămâni. Să nu mai putrezească, Doamne, acolo, nici în mormânt să nu-i stignească o odihnă, cât îl blestem eu. Îl blestemați pentru că n-a fost cinstit cu dumneavoastră și deloc n-a fost, deloc. Să se aleagă praful și... Posibil ca Daniel, de exemplu, să fi rămas așa cu un fel de pică pe soțul dumneavoastră, că nu l-a lăsat. Dar pe mine și-are cu mine. Păi dumneavoastră... Păi asta vreau să știu, e el, dar eu pe mine și-are. Ce-am făcut eu? Vreau să știu și eu legea. Cred că dumneavoastră figurați acolo în documentele poliției și cele care au ajuns la instanță ca un fel de... complice. Complice, dumneavoastră ați fost complice, de ce? Pentru că l-ați ajutat să depozite, adică l-ați luat crengile tăiate de soțul, le-ați târât și le-ați pus da, în... Da, da. Asta au apreciat cei de că este complicitate. Da, deși, unii legea României, așa pentru... legea României se face, așa se face legea România. Și v-au condamnat pentru câți ani de închisoare cu suspendare? Un an. Un an, da. Un an. Da. Și ce faceți? De fapt, dumneavoastră sunteți acasă, dar sunteți obligat să vă duceți o dată la un timp anume? Am fost din două în două luni. La Vaslui? Am fost din două în două luni și acum mi-au pus la 5 luni. Tocmai în octombrie, în decembrie. Da. Și la anul terminat. Da. De asta. Și firește a trebuit să plătiți și... lemnile. Dar pentru că scopă și mie, cum să dau eu bani dacă scopă și mie? Cum să dau lemnile? Da. Și suferința care ați avut-o pentru această nedreptate va îndrepta către icoană și către... Asta către fac o temânie sfântă. Vinerea prind lumânările și icoana și mă închin și îi spun să dă-i Dumnezeu focul să-i cuprindă, un flăcăr să ardă, să leagă ce nu știu de ei să leagă. Cum să văd eu de oameni, așa se bat și Dumnezeu de ei. Așa că tare mult rău faci la oameni. S-au uitat acolo, dar la noi nu veni să ne întrebe, da. Măi, oameni, Dumnezeu, ce ați făcut? Voi culoare și voi, omule, înțelegeți, voi, și să ajungem departe, că nu-i frumos. Cumva ei și-au dorit ca să vă pedepsească ca familie, pentru că nu i-ați lăsat pe ei să finalizeze dosarul cum ar fi vrut ei cu așa zisele furturi de pădure din pădure. Da, 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 așa e, da. Și așa ați procedat. Și cu când la Moise tot așa v-ați închinat și ați fost pe la mănăstiri ca să... Eu ars casa. Ați văzut? Casa eu ars. Am înțeles că eu ars casa și la puțină vreme a murit fie. Dar cum am fost și am dat? A persevera e diabolic. Am dat prescuri? Păi dacă nu mai ține, dar cum? Da. Pentru ce? Pentru pământul și care plătim în polul primăriei pentru ce eu? Ați dat prescure, că nu știu care este. Cum este tradiția sau când, de exemplu, când te simți nedreptățit? Am fost la preot și am vorbit cu preotul, că am venit de la Vaslui, de la... Preotul de la care biserica? De la Huș, la biserica, nu știu. La o biserică mai mare. Da. Așa, și am vorbit cu părintele. Părinte. Ia să spun la părinte, uite așa, am o rugăminte. Și plângea. Că am fost și ne-am mâncat și era noapte. Și mai ajungem acasă. Scuze, zic cum? Nu și-o spus, ce aveți? Uite așa, după părinte, uite așa. Zic, fac pușgărie pe pământul meu, care eu e trecut în titlu. Și pentru trei coroane, care de copac, care o trăie și m-a pus și mine și bărbatul meu, și așa facem și ei, și șine. Și i-am dat pe toți. I-am scris pe hârtie și i-am scris și el și v-a zis că... Adică trei persoane.
cinci. Ah, deci avocatul, da, avocatul, da, lui Moise, da, și da, cu expertul, da, da, cumva, cumva, credeți că și ei sunt vinovați o, de... Da, da. Așa a fost și au spus și că, să spui că n-aveam pământul. Mm-hmm. Și șpiei i-am pus, șpiei i-am pus, mm, i-am scris și toacă la biserică. Să-i vadă Dumnezeu, cum și-o bătut de noi, să-ți bată și deci, cum este toaca la biserică, că este din lemn, că din, da, lemnul ăla se aude sunetul ăla, da, frumos, care a, cheamă așa, la... Așa se aude și pe Dumnezeu. Și ați scris așa, micuți, cu, cu ce, cu briceagul sau cu... cu da, nu știu, cu carioca. Carioca. Le-ați scris numele lor... Ca, ca să-i vadă în cap, să vadă că mult rău face la oameni, mult rău face la oameni, mult. Să gândească că, da, nu-i aici, nu-i furt. Și am furat de pe, cu, cu casa mea, copașii mei, plătim poza primării. Pentru ce îți fac eu așa? Da. Unii este legea România. Vreau să știu unii legea România. Greșeală de proiectare. Știți care era problema? Poate că, de exemplu, ați fi reușit să nu fiți condamnat în instanță dacă aduceați un martor care să fi fost că dovadă că el așa exprimat acordul pentru tăiere. Nu era nimeni aici. Nu era nimeni. Da. Să vă spun, a fost o înțelegere între, da, dumneavoastră. Da, dar în instanță, vecini, în instanță, mie nu mi-au dat niciun martor. Nu mi-au dat niciun martor. Am avut martorul băiatul ăla că nu și-o trească copaci. Ești de băiatul ăsta, da, care a venit și a... Nu l-au audiat, niciodată nu l-au chemat. Nici, da, pe proprietarul care mi-a vândut casa, nu l-au, da, audiat. Da. Și spuneți, deci, după ce a avut loc acest incendiu, ca să zic așa, ca o consecință a faptului că lui plăcea vecinului băutura și, da, a fost neatent, da, a dat foc, da. La scurtă vreme, de exemplu, am înțeles că a și murit. Când a murit asta e 3 săptămâni. Acum 2-3 săptămâni? Da, 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 da. L-a luat Dumnezeu. L-a luat Dumnezeu. Da. Vreau să zic o prostie de pe post. Da. Cumva ziceți că și ca o consecință a rugăciunilor care le-ați făcut dumneavoastră și l-am pedepsit. Nevastă mi-a dat la 3 mănăstiri la uș. Am vorbit cu părintele și a zis, domnule, dacă el se ține de capul dumneavoastră așa, da, eu vă dau o slujbă de pescuri la biserică. Spune ceva, nu e adevărat, spune om. Cum nu e adevărat? O să-mi 4 zile să alegi ceva de el. O la foc. N-a avut noroc. Deci, este o credință foarte puternică. În Moldova, oamenii sunt foarte credincioși. Și există în credința populară, care este confirmată și de opinia părintelui, și a zis, dacă cineva îți face nedreptate, da, și, da, dacă te duci la biserică și ceva, un atac, un acatist, scrie, da, pe o hârtiuță... Da, și acolo, dar părintele... Da. Cine a pus soția dumneavoastră? Soția, da, 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 da. I-a dat o carte care o citește acasă fiecare seară și o să aprinde cand la fiecare zi dimineața, 4 zile. Și să gândească la vecinul, da, care, da, i-a, da, făcut, da, nedreptatea. Da, domnule, da, așa e. Am înțeles. Și pe hârtie acolo a scris ea... Mă rog, ce-a gândit ea, da, ce, da, pedeapsă să-i, da, dea domnului celul, adică ăluia care, uite, i-a făcut atât de necazuri. Și Dumnezeu i-a dat. Să se aleagă praful și... Eugen și Rodica s-au trezit, cât ai zice justiție, că au fost condamnați pentru furt. Nu le-a venit să creadă și, imediat după sentință, femeia a luat calea bisericilor, blestemându-i pe toți cei care au contribuit la un asemenea deznodământ. La scurtă vreme, casa vecinului Niculae a luat foc, iar în primăvara lui 2017, acesta și-a dat obștescul sfârșit, fără să-și mai recupereze prejudiciul, constând în masa lemnoasă tăiată de Eugen și Rodica, adică cei 800 de lei. Și îmi spune mie doamna la Vaslui acolo că a zis că îți plătesc alea lemne 800 și 300 de mii. Așa. 8 milioane 300. Cele pe care le-ați tăiat. Da, și acolo, să le plătesc. Dacă dumneavoastră. Dacă nu le plătesc, mă arestează. Până data de 9 iunie. Și cui trebuie să-i dați acest bani? Păi i-am spus, doamnă, păi zic că eu a murit. El a murit. Dați la băieți, la moștenitor. Dar băiatul nu e moștenitor acum. Când nu moare mamsa, nu el poate să-i moștenitor băiatul acum, când nu moare mamsa? Da, dar puteți să-i dați mamesi. Păi mamsa e în Italia. De nu era niciun proces, nici nu știe de eu nimic. Îi trimiteți par avion. Nu, el a zis așa, mi-a spus doamna la vasul, la prevedere sau cum se acolo. A zis că, de duci când vine băiatul acasă, mi-are cu tine la notar, da, și să spun la notar că eu refuz să primesc acești bani. Cu care băiat? Cu ăla de... Păi ala, dacă vine. Mi-a spus soc că vine acum pe 12 mai. A. Deci dumneavoastră trebuie să achitați această sumă de bani acestui băiat, da, dar notar, prin care să dovediți că nu mai datorați nimic acestei familii. Și da, eu trebuie să-i plătesc lemnele astea. Și el să-mi plătească cheltuielile judecată și că vă lua foc aici mie, cine îmi dă? Ăla cu toaca. Cine să-ți dea?
Dumneavoastră sunteți fratele care, da. Domnul Moise, care a murit, da, după incendiu, povestea aia, situația. Da, da. Știți că a avut o neînțelegere cu vecinul, cu Airinei, da, în legătură cu hotarul și cu, da, salcâmii, că a tăiat salcâmii. De da, el l-a tăiat, da. Era gazul făcut de vreo 20-30 de ani de așa, până s-o gânde că nu-i pe acolo, apă, nu știu ce, s-o judecat. La urmă, cu nu știu care a fost situația, el pe urmă i-a luat foc acolo. A luat foc? Da. A luat foc. Dar după ce a tăiat salcămii, nu? După. Da. Că ăsta a erinit și că s-a dat el singur foc. Mă, cum să-i dea? El dau să-i dea singur foc, dar n-are cum. Da. Am un copac aici. Soarele, ca să zic așa. Bate dincolo. Da. Și la nord, da, nu afectează. Știi că e șubrezear ăsta, casă. Era craca pe casă și bătea când... Și nu se putea înțelege de ce o tăiat noaptea copaci. Culme, știi că s-au înțeles, știi că nu ar fi tăiat noaptea, ci ziua, da. A. Cumva s-au contrazis și dânsul cu soția, că am înțeles că soția a spus ceva și el a spus altceva la instanță. Și da, da, nu a fost... O potriveală de... Da. Deci, ei ce au făcut, au făcut că trebuia să înțeleagă ca lumea, dacă nu au făcut-o, au făcut-o fiecare pe contul lui. Și eu zic că fac așa, fac mai dincolo, că eu s-ar fi luat în piept ca cocoșii, poate la un moment dat zic, care e mai tare, ia să vedem care e mai tare. Și cumva acum plătește săracul că trebuie să achite valoarea acelor... Da, s-a judecat, s-a... 8.300.000 de mii bani vechi, care trebuie să achite la urmași. Da. În vecii vecilor, amin. Nu a venit care trebuie să vii la fața locului ca să vadă un ihatul regulat. Nu după schița avionului care o fotografiat... Deci din pricina faptului, da, deci din pricina faptului că nu există la o situație clară, clar, a... Da. Adică da, cât are ăla, că lui lipsește 500 de metri pătrați. O luat-o după harta nouă, care a venit pe sus, elicopterul nu. Da. Atât ai avut suprafața cu atâta stinume, după actele vechi. Da. Nu registrul nou pe timpul lui Neanicu. Dar sunt multe situații în care cetățenii nu și-au adus, ca să zic așa, documentele la zi, situația lor pe teren, în sensul că, deși sunt proprietari sau se consideră proprietari, nu au toate documentele. Acolo, ca acolo, în capul gardului lui, este și o ata salcâmul vechi, care a fost dinainte. Care era de hotar, care era semn de hotar. El înainte, deși nu a traversat când a făcut la beton de-o turnat, eu făcut o bordură, de-o pus, de-o venit scândura. Ziceți de... Deși nu mai înainte. Ziceți de Airine sau de Moise? Când nu, din omul respectiv, din jos, vecinul lui. Vecinul lui? Ca, da. Gen. Ah, de Eugen. Ah. Eugen a făcut o greșeală că ce? Că nu a... Dacă era, să duce mai în sus, dacă era hatul. Dacă era hatul. Dar așa s-a dus exact cât i-o parținut, hatul lui. Până la urmă, declarațiile Rodicăi și ale lui Eugen n-au fost confirmate de niciun martor. În mintea lor, se conturase convingerea că vecinul Niculae le luase 500 de metri din pământ și, în consecință, salcâmii s-ar fi aflat tot în proprietatea dumnealor. Imaginația le-a jucat un renghi care era să-i coste mai mult decât un an de pușcărie cu suspendare. Abia mai târziu s-au gândit să deschidă un proces de revizuire a hotarelor dintre ei și Niculae. Deci situația domnului Airinei, care ne-a solicitat sprijinul, este legată de proprietatea dânsului, care în documente este mai mare, în fapt este mai mică cu 500 de metri pătrați. Da, noi când domnul Eugen Airinu a depus o cerere la noi, a fost o comis și o măsurat, deci la domnul Eugen Airinei, real măsurat în teren, are suprafața 3280 de metri pătrați, pe titlul de proprietate are 3.785, deci este o diferență de 505 metri pătrați. Dar, în același timp, și la Moise Maricaș, Moise Dumitru, vecinul cu care a fost în conflict,
Așa? Ei real măsurat au 6251 și în titlu au 8134 de metri. Deci și la dânsi există o diferență de 1883 de metri pătrați. Există nepotriveri de acest tip, probabil pe mai multe suprafețe din localitate. În general, cam pe intravilanii, cam aceea. La situația la fel în majoritatea explicabile prin diferite motive. Păi explicabil, deci în titlul de proprietate când s-au întocmit, s-au luat suprafețele dintr-un inventar funciar care exista în 91 la nivelul comunii, făcut prin 86-87, cam așa, dar între timp au mai fost, deci acest inventar funciar a fost întocmit de către fostul OCOT, așa, prin suprafețele real măsurate în teren față de ceea ce există în inventarul funciar, nu bat la ora actuală. Deci există diferență de către 100 de metri pătrați, 50-150 de metri, deci nu, dar la timpul când s-au obținut titlul de proprietate, nu s-au făcut măsurători în teren. S-au luat din inventarul funciar, s-au trecut, trecut pe titlu. Da. Din această cauză există multe anomalii în titlu. Dar este posibil, bunoară, ca aceste neconcordanțe între titlu și suprafața din teren să fie o consecință a faptului că se întâmplă uneori la țară că oamenii să-și mai mute ușurelul, nu? Tendința la țară este în felul următor, fapte, adică constatate real. Există o proprietate care momentan nu-i locuită. Vecinul își face un gard și zice, lasă că ăsta e plecat, ia să mă mut eu. Întinde-te cât se pielea. Cum era gard? Era un gard de mărăcini? Da. I-ați vândut dânsului, când i-ați vândut, era deja cu gardul de lemn, dar n-ați mai fost acolo să vedeți. Bă, uite, asta e proprietatea, asta e, n-ați măsurat să vedeți cât îi dați, că pe hârtie ați dat un spațiu mai mare. Da. Da, da. Dacă vă mai amintiți, copacii aia erau pe vremea când ați vândut. Erau. Da. E și el pe urmă mutat, eu nu mai știu. Da, însă că dumneavoastră, nelocuind acolo, n-ați observat că a fost mutat gardul. Eu nu m-am mai dus acolo la urlă. N-ați mai fost acolo, ați fost bucuroasă că ați găsit un client. Și face acolo, n-am mai avut și face. N-am observat eu dacă păi da, nu e așa? Stai. Și ei s-au certat pe acolo. S-au certat el cu domnul Moise, deși erau prieteni, da. Uite, când a aflat dânsul, uite, ăla de fapt i-a luat din proprietate, atunci a vrut să-și caute dreptul. Să-și caute dreptul, da. Și în loc să-l fi cerut în instanță, să-l fi dat în judecată, pentru că, uite, nu i-a respectat proprietatea, da. Și a tăiat dânsul niște copaci, în ce situație. Au pus căi din cauza asta. Stai, cred. Și faci, oare? Dacă spun, doamna, atunci nu-i spus. Face la acasă. Da, nu-l e, da. În sensul că nu-l ține încuiat acolo, cu dar trebuie să se ducă să semneze odată la câteva, nu? La poliție, da. N-a avut noroc. Vasile, și de ce te-am deranjat? Uite, facem o anchetă în legătură cu situația dânsului de a ajuns să fie acuzat că a furat lemne de la vecinul cu copaci. Da, copaci nu a fost la lui domnul. El a făcut gardul suprafața pământului lui. Da. Este o ciotă la dealtă, m-am capăt acolo. Așa. De acolo e a lui, băiețului. În partea de jos e a lui. El de acolo a avut 3 metri, dar nici 3 metri nu a avut de la casa bătrânească până în gard. Era un cuptor, acolo. Da. Deci partea aia, fâșia de teren, da. 4. Nu era proprietar ăsta, dar a murit, cum îl chema? Moise Nicolae. Nu era Nicolae proprietar. Nu. Era domnul Eugen, era proprietar acolo. Dar cum ai aflat că asta, că n-a știut nimeni, că era gardul tras, toată lumea zicea că Moise e proprietar, dacă era gardul. Stai un pic. El nu a fost acolo proprietar, el a cumpărat. A cumpărat. Ei, dar înainte el a fost aici. Moise Nicolae, și el a făcut gardul pe terenul. Babi. Am înțeles, se confirmă. Lăsați-mă un pic să vorbesc cu dânsul. Deci adevărul este că domnul nu era proprietar, a cumpărat. Arile era trecut de... Am înțeles. Iar dumneata ai aflat chiar de la Moise, de-a murit, ai aflat că el și-a mutat gardul, de fapt, și că... El a mai mutat gardul. Da.
Dar cum ai aflat de la el? Cu ce? În ce împrejurare? Nu discute de astea. Că eu am muncit mult la el pe acolo. Ai muncit să te dea un pahar de vin și s-a scăpat el când era un pic mai băut. Dar nu e treaba să facem noi acum pe un pahar de vin. Eu munceam la el și mă plătea. Da. Dar nu pentru că să vând eu pământul, adică să iau eu pământul și să dau. Nu, vorbesc de asta, vorbesc de cum ai aflat, că, deci cum ai aflat, că nu știa lumea. Păi tot de el, de la el. Ți-a spus și el, Moise, da, ce vorbesc. Ți-a zis? Păi, tu știi că eu am mutat gardul mai încolo. Păi zic, dar zic ăsta pământul tău și, băi, cum să nu știi pământul, dar nu-i pământul, nici al lui Moise. E al lui soția lui Moise. Am înțeles, așa. Am înțeles, dar nu pe partea aia unde erau copacii, aia era de fapt proprietar domnul Eugen. Eugen. El era proprietar, dar cum ai aflat dumneata? După ce tot e copacii doleși, el dacă băiețul știa că s-a lui, el nu că-i taie că s-a lui. Deci nu știai dinainte de a să tăia copacii? Eu știa și mai dinainte de a că... Nata, când ai aflat? Nu spune tot ce știi și nu crede tot ce auzi. Dumneata, dacă ai tăiat alea crengile și nu i l-ai dat lui crengile, copacul fiind al lui Moise, ar fi trebuit, chiar dacă ți-a afectat proprietatea, tăiai crengile și dezvârlei peste gard. Pentru că copacul era chiar al lui. Da, dar avocatul meu sunt în felul următor. Este pe proprietatea mea, da? Păi tai, nu-i de nimic. Păi da, dar era proprietatea dumitale în măsura în care la un moment dat instanța decidea că aia e proprietatea dumitale, dar în clipa de față când vă despărțea gardul, era căpiecea lui, cama lui. Dar eu am tăiat cu acordul lui, du-te bă și tai. Da, el probabil că n-a recunoscut. Nu, dacă a două cu poliția cu... Asta e că judecătorul cere totdeauna dovezi. Deci nu a făcut cum ta la o emisiune, v-a dus la poliție, la primar, s-a împăcat cu o femeie. Nu știu, un caz. Sunt pentru împăcare, da. Da, da, da. Era cu vicele primar, cu o femeie, cu o gagică. Da. Era vicele mai sau sectară. Și a luat, nu e frumos, cu un copac, cu un salcăp, din hat. Așa, că era în fundul grădinii, că era în coace. Și îți văd, mai zis frumos la primărie, mai zis la poliție. De așa spune, cum se mata acolo, așa spune acolo, era cu o femeie, cu fișor s-a fost să casă acolo, mă, să avea loc. Numai că dumneata, când ai obținut acordul lui să tai ăla, trebuia să mai fie cineva de față, care să fie ca martor. Dar eu am fost prost tare, nu, Olea, nu mi-am dat seama că se întoarce ca curva, că eu trebuie să filmez tot mai de tăie. Nu mi-am dat seama. Să filmezi, să fie amantă, oamenii de să învețe că în instanță totul trebuie dovedit. Dom'le, dacă nu mi-am dat seama, dacă eu nu mi-am dat seama atunci, dacă eu cum atras de mărgă, cine, mâncăm, du-te bă să tai, dom'le, dacă te năduși copac. Și pun mă două, dar vreau să mă Da, dar trebuie să te gândești de vreme ce, de exemplu, apucase să-l dai în judecată în legătură cu proprietatea, nu? Nu. Dar bă, după aceea? Tu mă dat în judecată. Aha, deci nici măcar nici nu te gândeai, de exemplu, că o să ai atâtea necazuri. Dar niciodată, în veci. În vecii vecilor, amin. Eugen nu e singurul de prin părțile acelea de lume care înregistrează diferențe mari între suprafața înscrisă în titlul de proprietate și suprafața reală stăpânită. Aceste diferențe pot da naștere la conflicte dintre cele mai absurde între vecini, care nu mai știu pe unde le sunt gardurile și ai cui sunt copacii. Iar măsurătorile trebuie să aștepte mult și bine, pentru că oamenii au plecat pe unde au văzut cu ochii și au lăsat casele și ogrăzile în părăsire. Nu se poate implementa legea cadastrului. Legislativul a elaborat legi de efectuarea cadastrului gratuit. Dar noi nu putem discuta cu morții. Sărman, Ioric! Din păcate. Trebuie întâi să se rezolve problema dezbaterii succesiunii și după asta putem să facem și cadastru. Cadastru fiind realizat pe o persoană care trăiește și este activă și îi folosește. Aspectul ăsta la fel este greu de realizat. Nu putem să ne asociem în diferite forme. Dintotdeauna s-a bătut moneda pe faptul că agricultorii nu se asociază nici în activități de a comercializa produsele, nici în activități de a lucra terenuri. Iată de ce. Nu ne putem asocia pentru că nu putem face dovada de proprietăți. Nu putem beneficia de subvențiile de la APIA întotdeauna. Subvențiile de la APIA se dau de fapt celor care lucrează terenul. Dar de multe ori, ca să ajungă terenul la o societate care lucrează terenuri agricole, trebuie să facem un contract de concesiune
de arendă sau cum o fi el. Iată 7 motive, cred eu, serioase, care duc la, țin de un singur lucru, de dezbaterea moștenirii, de dezbaterea succesiunii. Eu am pregătit să vă arăt o hârtie și v-am spus că nu am pretenții de specialist, nu, eu doar prezint problemele cu care ne confruntăm noi de zi cu zi. Și m-am adresat președintului Camerelui Deputaților și președintului Senatului totodată și vă pot confirma că și pentru faptul că am primit răspunsuri de la solicitările mele, care pe mine nu mă satisfac. Pe mine și nu trebuie să mă satisfacă pe mine, care urmare adresei dumneavoastră registrată în cadrul comisiei, vă comunicăm faptul că am redirecționat solicitarea dumneavoastră către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și a Fondurilor Europene cu rugămintea de a analiza oportunitatea și legalitatea acestui demers legislativ, de unde urmează să primiți un răspuns. Deci, nu știu, nu sunt la nivelul la care eu pot să comentez, nu pot să dau nici indicații, nici nimic, nu sunt de specialitate. Eugena Irini și-a construit o poveste în cap, o poveste care l-a dus la o condamnare cu suspendare pentru furt. A crezut că face un lucru legal, dar instanța a fost de altă părere. Cu cât o lege devine mai ambiguă și mai stufoasă, cu atât mai greu le va fi oamenilor să o respecte și mai ales să o înțeleagă. Așa că cel mai la îndemână sunt legile firii și ale bunului simț. Să nu iei ceva ce nu-i al tău, să nu minți și să nu poftești la nevasta, butelia și pivnița vecinului tău. Din când în când trebuie să-i dai câte o lumânare și lui Aghiuță. Mai ales dacă nu te-ai prins fărtat cu șeful cel mare. Să fiți deștepți și fără frică. Eu vă salut. Mitică.